Câți copii aveți în primul rând? 5 copii. Cât are cel mai mare și cât are cel mai mic? E Cezar cel mai mare de 9 ani, urmează Alex de 6 ani, Andrei de 4 ani, Gabriel 3 ani și mai este Adrian de 1 an și 2 luni. Și dumneavoastră câți ani aveți? 40. Bun, deci avem 5 copii, un tată și o mamă care lipsește din peisaj, nu? Da. Unde e mama, pot să întreb? Da, a plecat acum un an în Anglia să-și refacă viața. După ce a născut ultimul copil, a plecat? Da, după o lună jumate de la naștere. Și cum vă descurcați? Cum faceți? Că înțeleg că nu puteți avea un serviciu pentru că aveți copii mici și trebuie să aveți grijă de ei, da? Da. Aveți un ce? Ce venit aveți acum, de exemplu? Cum? Alocația copiilor. Am venit sâmbăta și duminica mai, când mă mai duc la prin vecini, mai tai un lemn, mai așa, să mai fac bani pentru mâncare. Cezar cu copiii și din alocații plătim chirie. Păi și de mâncat ce mâncați? Sâmbăta, duminica mă mai duc la unul, la altul, mai muncesc și stă el. Și cu banii de pe munca aia, practic, vă luați de mâncare, da, nu? Da. Deci stați cu chirie. Da. Cât e pe lună? Nu văd. 5 milioane. 5 milioane pe lună. Nu văd. Care ar fi nevoia cea mai mare în clipa asta? Nevoia pentru mine nu ar fi nicio nevoie. Pentru copii ăștia este să aibă și un cămin, o casă a lor. Da, mi-a fac pode. Să le fie bine. Acum să aibă un cămin. Locuiți toți într-o cameră? Da. Și sunt toți băieți? Acum îmi dau seama. Da, toți băieți. Sunteți 6 băieți, mari și mici, da, nu? Da. Uite, vine iepuraș acum. Ce vrei tu de la iepuraș? Ia spune. Mașina cu telecomandă. O mașină cu telecomandă, știu. Lasă că telefonul ți-l aduc eu separat, da? Da. Și mașină cu telecomandă, da? Și ce hăinuțe, nu? Hăinuțe de încălțat, nu? Din astea trebuie. Și ce-ți mai dorești tu? Hai zi-mi. O motoretă cu telecomandă. Aha, deci o mașinuță și o motoretă. Să vedem ce găsim. Mai mare așa, nu? Mai mare, care să te joci prin curte, nu? Am înțeles. Știu că te cheamă Cezar. Câți ani ai? 9 ani. Și ești în clasa? 1-a. În clasa 1-a. Care e materia ta preferată? Română. De ce îți place română? Îți place să scrii, să citești? Adică, de exemplu, niște cărți cu povești ar plăcea? Ai citit din ele dacă am găsit niște cărți de povești? Da. Ai găsit. Ai citit. Mai ai nevoie de... mi-ai spus tu că ai o dorință, așa că vine curajul. Ia mai să mă dată cu curaj. Un telefon. Un telefon, mai mult, nu decât tableta, nu? Ca să te joci tu pe el, nu? Mai ai nevoie de un ghiozdănel cu rechizite pentru clasa întâi, hăinuțe. Ai nevoie de hăinuțe, nu? Și ce abiet? Bine! Cum l-ați zis pe tatăl? Să fac plăstenie, să fac curățenie. Deci faci curățenie, stai cu ăștia mici. E greu sau e ușor? Obișnuit e greu, nu? Pentru un copil. La școală cum te împaci cu colegii? Ești bine sau și-au la școală? Ești mic? La bine, nu? Și ești tu la fel de bine sau nu mai un pic? Tot. Un pic? Bucaiet. Te întreb un pic de mami, mă lași sau nu mă lași? Ți-e dor de ea? Ți-e dor de mă? Cum e să fii și mamă și tată? Cum? Pentru mine e ușor, că îmi iubesc copiii și pentru mine e ușor. Deci dacă există iubire față de copii, e foarte ușor.